Dacă te-ai întrebat în ce chip Maica Domnului este mijlocitoare a rugăciunii Ițihaste, acest video ne arată cum ea, Fecioara, s-a făcut pentru noi model de rugătoare. Bună, sunt Dr. Josh, aici la God Be With You, unde vă oferim ghidare culturală spre împlinire spirituală. Dacă ești pentru prima dată aici, nu ezita să apeși butonul subscribe. Și acum să trecem la subiect. Mare atingere, Maica Domnului, sporirea minții. Voi pleca de la niște reflexii făcute de Sfântul Grigorie Palama în a sa faimoasă omilie la intrarea în templu a Maicii Domnului. Omilie în care o prezintă pe Maica Domnului ca mijlocitoare. Mijlocitoare pentru noi, mijlocitoare între Dumnezeu și om. Prin întruparea cuvântului lui Dumnezeu în ea, Maica Domnului s-a făcut creatoare de noi rudenii duhovnicești, de noi rudenii dumnezeiești, de-a dreptul. Adică, ce înseamnă aceasta? Că noi ne-am făcut frați cu Hristos, că noi am redevenit fii ai Împăratului Ceresc, ai Dumnezeului Celui Viu, că ea este în aceeași măsură Maică a noastră și Maică a lui Dumnezeu și că Tatăl cel Ceresc este și Tatăl nostru. Prin urmare, iată-o pe ea, creatoare, inventatoare de noi raporturi de rudenie între Dumnezeu și oameni. Reflexia sa, Sfântul Grigorie Palama o începe de la Psalmul 44. A poftit împăratul frumusețea ta. Se referă cu siguranță la Maica Domnului și cuvântul cheie, central al acestei reflexii, este cuvântul frumusețe, care în greacă este cosmos. Înseamnă armonie, înseamnă ordine, înseamnă și frumusețe, căci Maica Domnului, într-adevăr, a devenit pentru noi începutul ordinii restabilite în cosmosul, a cărui ordine fusese de altfel stricată prin căderea în păcat. Mai mult, Maica Domnului devine un fel de soare pentru noi, pentru că soarele este izvor și izvoditor de ordine și înnoire și frumusețe în tot cosmosul. Și ea a înțeles, poate prima, mai înainte de oricine altul din creație, a înțeles că mintea, nivelul cel mai înalt al ființei noastre, este aceea care reușește, care este în stare să aibă acces, să perceapă, să simtă, să prindă pe cât posibil în vasele noastre create lumina necreată, adică slava lui Dumnezeu, adică frumusețea creaturii pusă de Dumnezeu și din care noi toți suntem invitați să ne înfructăm. Frumusețea se referă cu siguranță nu doar la aspectele fizice, cele trupești, se referă mai ales sau în primul rând la frumusețea din lăuntru, la frumusețea, la slava sufletului Fecioarei. Ea este acel vas ales în care slava lui Dumnezeu, faimoasa Shechina, gloria Tatălui, a coborât și Fiul a luat trup în ea și s-a făcut asemenea nouă, s-a sălășluit între noi. Știm din Sfânta Scriptură și din Sfânta Tradiție că Fecioara este rod al rugăciunii, că pentru ea, pentru nașterea ei, părinții ei, Ioachim și Ana, s-au rugat toată viața și către bătrânețe Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Și rod al rugăciunilor a fost acest dar minunat pentru toată creația, adică Fecioara. Ea este dobândită prin rugăciune și ea este dobândită pentru rugăciune, pentru că la vârsta de 3 ani ea a fost dusă și dăruită templului ca să facă acolo rugăciune nu doar pentru ea, nu doar pentru familia și părinții ei, ci pentru întreaga umanitate. Ea acolo a fost dăruită ca prin rugăciune să devină mai aproape de Dumnezeu și a devenit atât de apropiată de Dumnezeu, mai presus decât
oricine și-ar fi putut imagina, mai mult decât își putea imagina întreaga creație. Despre modul apropierii de Dumnezeu a Sfintei Fecioare ne-ar putea da o sugestie Sfântul Dionisie Areopagitu, care în tratatul său vorbește despre ierarhia ființei. Se spune că ființele dintr-o treaptă superioară, cele care se află la baza acelei ierarhii din treapta superioară, sunt foarte aproape de ființele din treapta inferioară, cele aflate la pragul superior al treptei inferioare, astfel încât ele reușesc să se atingă, chiar dacă granița sau prăpastia ontologică dintre cele două trepte ale ierarhiei ființei nu poate fi acoperită de nimic. Cu toate acestea, cele inferioare dintre cele superioare și cele superioare dintre cele inferioare reușesc să se atingă. Maica Domnului s-a aflat la acest hotar între creat și necreat. În ea, existențele se ating. În ea, Dumnezeu și omul se ating și Dumnezeu cel neatins, cel necuprins, Fiul, a doua persoană a Sfintei Treimi, iată, coboară în pântecele său și primește trup, astfel încât în trupul de Fecioara, firea omenească și firea dumnezeiască să se atingă, să coexiste și însușirile lor să se compenetreze și să împlinească ipostasul cel de negrăit al persoanei Fiului lui Dumnezeu. Aceasta este adevărata filozofie în care Fecioara este mijlocitoare. Ea ne învață pe noi că pentru a atinge cu mintea noastră ceea ce este ei mai afin, adică mintea divină, e nevoie de o oprire a minții noastre din lucrarea ei dezordonată și împrăștiată în gânduri și de rugăciunea neîncetată, care are și ea două dimensiuni, adică una practică, în alte cuvinte, lucrarea virtuților, și una contemplativă, în care omul vede în inima curățită pe Dumnezeu, nu în firea lui, nu ontologic, ci ca în oglindă. Adică într-un mod pe care noi nu reușim să-l descriem. Este un mod dincolo de simțire și de minte. Dar Maica Domnului ne-a învățat prin experiența vieții sale, prin curăția minții și inimii sale, ce înseamnă ca mintea curată să se îndrepte spre Dumnezeu, prin aceasta să se întoarcă în sine, să stabilească atenția ca hotar al curățirii și păzirii minții și să practice în sinea sa, înăuntru său, în intimitatea inimii sale, această rugăciune neîncetată. Ea ne-a învățat care este noua cale spre cer, adică prin harul dumnezeiesc, prin tăcerea minții, aceasta este calea isihastă. Cine s-ar fi gândit că Maica Domnului este într-adevăr model și cale pentru isihași, dar ei, nevoitorii, au înțeles-o dintotdeauna și de aceea au luat-o pe ea ca model și protectoare. În ea, în Maica Domnului, ochiul minții noastre vede pe Dumnezeu și este văzut de Dumnezeu, pentru că ochiul, el însuși, a devenit lumină, după filozofia aristotelică, dar și după cuvintele Mântuitorului din Predica de pe Munte, ochiul, dacă este curat, el vede totul luminat în jurul său, pentru că el a devenit lumină. Maica Domnului în sine realizează pentru noi asemănarea omului cu Dumnezeu și asemănarea lui Dumnezeu cu omul. Mintea sa se bucură de o frumusețe deiformă în felul acesta. Ea ne-a dat și nouă să îl vedem pe Dumnezeu într-o înfățișare și într-o formă ca a noastră. El ne-a învățat pe noi să ne atingem în materie de cel imaterial, de cel negrăit și de cel neatins. Așa cum obrazul sau fața ei a atins obrazul sau fața celui neatins, așa ne învață și pe noi
să ne atingem de cel neatins, să-l pipăim pe cel negrăit, pe cel de neajuns. Și asta o facem de fiecare dată în ceea ce poate fi numit marea atingere, care este atingerea sau împărtășirea de trupul și sângele lui Dumnezeu. Această mare atingere este mai presus de cuvânt și de imaginație. Este mai presus decât atingerea serafimilor, pentru că ei se apropie de Dumnezeu doar stând în jurul lui Dumnezeu. Maica Domnului însă s-a făcut pe sine tron și face și din inima noastră tron al Împăratului Ceresc. În ea s-a petrecut, s-a consumat miracolul întrupării. Prin ea se produce miracolul îndumnezeirii. Ea l-a convins pe Dumnezeu de unirea cu firea umană, într-un fel l-a sedus pe Dumnezeu, cum se exprimă undeva Daniel Sandu Tudor, și ne convinge și pe noi, ne seduce și pe noi să îl avem pe el în inimile noastre, să dezbrăcăm hainele noastre de piele ca să ne îmbrăcăm în haina luminii și să cultivăm pe pământul sau în pământul inimii noastre ca într-un răsad toate virtuțile. Dacă imaginea aceasta te-a convins și dacă lecția Fecioarei înseamnă o lecție de viață și pentru tine, dă subscribe ca să înveți și alte lucruri minunate din grădina de daruri a Maicii Domnului.